seara și bine v-am găsit! Fiecare dintre noi are propria sa poveste de viață. Probabil de asta și venim în această lume, să dăm naștere unor povești adevărate în care să credem atât noi cât și neamul din care venim și neamul pe care urmează să-l ducem mai departe. Unii dintre noi reușesc să facă doar o simplă cărare. Alții reușesc să facă din propria lor poveste un drum larg pe care se încapă mai mulți oameni. Eroul meu din această seară trage după el o țară întreagă și nu știu dacă îi place sau nu noțiunea, dar el a creat din povestea lui despre muzică aproape un brand de țară. Deși dacă e să te uiți în diploma de absolvire, scrie negru pe alb, silvicultor și trebuia să fie un pădurar. Până la urmă, el este un pădurar de suflete omenești și el știe să încălzească o pădure adevărată de inimi. Înainte să-l cunoașteți, eu o să merg să-i salut familia, fetele și moștenitorul. Bună seara, dragii mei! Bună seara! Bună seara! Bună seara. Și o să încerc de la nevastă, bineînțeles, de la mama, de la Nadejda, pe urmă de la sora mai mare, de la Amelia. Oricum, îți spun toți ceilalți ameluși? Puș-puș. Ameluș, puș-puș. Pe urmă vine Alice și cel mai mic membru al familiei și probabil cel mai alintat este Valiucu. Sau dacă ar fi să-l numim conform certificatului de naștere, este Valentin, al lui Valentin Uzun. Așa că să lăsăm scena pentru artiști și spunem bună seara și lui Valentin Uzun. Din
Mulțumim, Valentin, te rog să vii alături de familia ta frumoasă. Acum chiar e frumoasă primăvara asta și miroase deja în studio parcă iarbă crudă cumva, nu, fetelor? După melodia asta, parcă a venit și primăvara la noi și parcă e mai cald un pic. Da, 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 așa este. Salut, dragii mei, mă bucur să vă văd. Valiucul l-am pierdut deja. Valiucul acușul e bine, nu, nu, nu e nicio problemă. Am adus și constructor să facem un castel, poate ne reușește până la urmă. Super. Eu nu știu dacă tu realizezi cât de mare este comoara ta de acasă. E atât de frumos ceea ce văd astăzi aici pe canapea. Și vreau să-i mulțumesc Nadiei că a acceptat invitația. Știu că nu prea o alinți să o iei pe la interviuri și să o scoți în lume, dar ai spus tu într-un interviu că nu ai face absolut nimic fără soția ta. Așa este cea care are grijă de tine, de sănătatea ta, de vestimentația ta, de hrana materială și spirituală. Ea și e totul meu, directorul meu. Șeful. Și iubita mea, șeful, ei, șeful. În primul rând soție. Da, soție, dragostea mea. Da. Asta e. Este reciproc. Nu, până la urmă tu ai cedat probabil din cariera ta și din imaginea ta în lume în favoarea lui Valentin, pentru că așa este întotdeauna într-o familie, pentru ca unul să se realizeze, celălalt trebuie să rămână cumva în umbră și să fie motorașul ăla care împinge. Dar nu rămâne în umbră, ți-aș spune. Nu, deoarece ceea ce fac eu în scenă, ea este la curent. Da, e adevărat că ai desenat-o și ai scris cum vrei să fie nevastă ta pe hârtie? Da, am privit mai multe filmulețe prin 2015-2016 anii ăștia și zic, ia de eu să văd, cred că există așa ceva. Uh-huh. Gândurile se materializează. Da, da, da. Da. Și zic, eu am de să scriu pe o scrisorică cum aș fi dorit eu ca să fie soția mea. Și mi-am descris tot cu amănunte, chiar să fie de pe malul Nistrului, din zona orașului Dubăsar, de pe acolo, că e o zonă foarte frumoasă și eu mă gândeam în viitor cum ar fi copiii noștri să aibă o copilărie, cum am avut-o și eu. Ai avut-o pe malul Dunării. Da, eu pe malul Dunării, așa zicem, Ismailul din Ucraina, sunt sate românești de acolo, taică-miu de acolo, și avem un lac foarte mare, lacul Ialpug, unde eu am petrecut o mare parte din copilăria mea cu verișorii mei, cu verișoara, cu toți de acolo și am primit o plăcere foarte mare, de asta am vrut și copiii mei să aibă tot așa o copilărie. Și uite, așa și se întâmplă. Noi ne ducem la bunei, la Cocieri, este Cocieri și Molovata, e zona de unde este Nadiușa. E adevărat, zonă foarte frumoasă din Republica Moldova. Da, băi, zona Nistrului e chiar frumoasă și vine primăvara, înverzește tot și cred că acolo să vă găsească vacanțele și oaza voastră de liniște. După toate concertele care sunt în martie, bineînțeles. Am mai scris acolo ca să fie medic, doctor. Da. Foarte mult. Și Nadei doctor. Doream și Nadei doctor. Să fii mai mare ca mine. Deci nu este... trebuie să deschidem paranteză. Deschidem, dar... Nu, mă refer la vârstă. Da, pe vârsta nu o spunem, dar este mai mare ca mine. Și am scris ceva acolo, să fii cu ochi albaștri. E drept? Cu ochi albaștri mari, da. Aha. Ei, încă mult eu acolo le-am mai scris, dar nu le povestesc pe toate eu. Și cum se face că gândurile astea se materializează? Foarte ușor se materializează. Doar că trebuie să creezi în asta. Mulți oameni scriu sau se gândesc și în același timp aruncă câte un gând că, ei, da, nu se primește așa ceva, nu. Nu e posibil. Nu este posibil. Dar dacă tu crezi cu adevărat și îl lași, el singur se realizează și tu nici nu observi că tu deja ai ceea ce tu ai dorit. Știi ce am remarcat la tine? Nu doar acum în discuții, dar vezi cum am documentat acum de pe podcast-uri, poți să te documentezi și să te uiți. Ai o voce atât de caldă și de calmă dincolo de scenă, încât Valentinul Zun, cel de pe scenă, care e furtună, e vulcan, dar și la petrecerile private, nu neapărat pe scenă, și Valentinul Zun, omul, soțul și tata, e cu totul alt caracter și temperament. Da, el așa e mai gingaș, mai calm, mai liniștit. Da, fetelor, așa e tata?
Da. E cam, e călduț. Mama e cea care strigă, bănuiesc. El își păstrează energie pentru... Pentru alții. Pentru evenimente. Pentru evenimente, așa e. Da. Și mi se mai pare frumos un lucru de remarcat în familia voastră, e faptul că Amelia este întotdeauna cu voi. Nu știu dacă trebuie tare mult să zic din parantezele, pentru că toată lumea știe că Valentinu Zun a fost căsătorit cu Ana Cernicova și Ameluș este fica ta din prima căsătorie. Da, da. Oricum se întâmplă în cele mai multe cazuri, copiii pierd legătura cu tații, mai ales dacă și tata se recăsătorește și mai apar și alți copii, atunci copiii din prima căsătorie întotdeauna suferă, pentru că ei sunt lăsați la o parte. Și eu... am admirat foarte mult, în primul rând, la Nadea, puterea de a o accepta și a o iubi pe Amelia. Lucrul ăsta mi s-a părut cel mai frumos. Și atunci când v-am invitat la emisiune, credeți-mă că asta am vrut în cel mai frumos mod să scot în evidență, pentru că la capitolul muzică foarte multe se vorbește. Amelia și-a fost persoana care ne-a căsătorit pe noi. Deci ea prima dată acceptul. Deci ea m-a acceptat prima. Eram în mașină. Uh-huh. Eu nu prea ți-am minte, dar ți-am minte că vă zic vouă că măritați-vă. No. Vă zis de azi, înainte, sunteți... Soț și soție. Pupați-vă. Deci ei doi se întâlneau, adică mergeau la întâlniri, mm-hmm, și tu vedeai că ceva frumos acolo. Da, și nu era geloasă pe... Dar cum îi zici? Cu ce Nadiușa. Nu era geloasă pe Nadiușa. Dar de ce? Nu, ziceai că se potrivește pentru tati. Nu, eu niciodată nu avem probleme cu... deistea. De gelozie ca oamenii mari. Da. Nu, tot cu... Îmi atrage destul atenție și mie, și lui Nadiușa, și lui... Adică la toată familia. Mm-hmm. Da. Nada, cum ai acceptat-o tu pe Amelia? Simplu. Ușor. Când am văzut-o prima dată pe Amelia, parcă am simțit că este copilul meu. Dar evident că îmi dădem seama că nu e chiar așa și am stabilit o relație de prietenie. Deci noi cu Amelia avem o relație foarte deschisă. Da, foarte deschisă, liberă și deci noi nu sunt momente care să nu pot să-i spun ceva sau ceva de genul. Deci noi suntem tare deschisă una față de alta și plus că i-am spus, Amelușa, uite, eu sunt prietena ta și sunt una din prietenile tale apropiate și când o să ai nevoie, nu contează ce, noi cu tăticul suntem alături și atât. Deci la noi este o relație de chiar frumoasă, de prietenie. Acum, Amelia, poți să întreb altfel, dar mama Ana nu e geloasă pe Nadiușa? Nu. Dar petreci foarte mult timp acasă la tata. Cu sora și cu frățiorul tău. Mergeți în vacanță împreună. Mm-hmm. Am văzut poze de vacanță unde familia e mare. Am văzut ședințe foto unde sunteți toți împreună. Și mai e ceva. Am văzut, acum câțiva ani a făcut Valentina o melodie, Fata noastră cea mai dragă, și în acel videoclip Nadia cu amândouă fetele. Da, a fost un clip foarte spontan atunci. Da. Deci Valentin de obicei vine și spune: mâine filmăm. Mâine filmăm clip. Caută-ți rochii, gătește-te, îmbracă fetele. Da. La Dumnezeu să fiu fericit și eu, să ne dea o mândră fată, să fim noi mamă și tată, să o iubim ca pe o regină, focul iubirii să nu se stingă și să ne mândrim de ea pentru bunătatea sa. Fata tatei, fata mamei, tu ești cel mai scump odor. Pentru noi tu ești o floare, dulce și mângâietoare. Fata tatei, fata mamei, nu compar nimic în lume cu splendoarea ta minune, ești mărgăritarul lumei. Amelia a crescut, e domnișoară, vocea se maturizează, nu mai vrei să cânti, nu mai ai nimic imprimat acum proaspăt.
Așa pentru mine, când sunt singură acasă, mai cânt așa niște cover-uri. Pur și simplu. Da, cânt și noi încă nu. Am făcut noi... Să-i dea lucrate din deget că nu-ți face nicio piesă bună pentru vârsta ta și temperamentul. Nu, eu... Să compun. Să compui? Super tare. Ea a făcut acum două melodii și mi-a arătat în limba engleză a compus ea ceva. Și-s bune? Da, și una chiar așa e mai deosebită, dar în același timp, știind-o pe Amelia, lumea cum o știe, îi zic eu, ea, Amelia, lumea vrea să te audă în limba română. Că, vocea aia bună da, și nu știu piernică. Cât lumea ar asculta în engleză. Dar o să vedem, adică o să facem ceva nou. Eu cred că anul ăsta Amelia va apărea cu ceva nou. Moldova, unde n-aș pleca, îmi este tare dor de casă. Asemănări n-ai cu altcineva, pentru că ești cea mai frumoasă. Moldova, plai neprețui, îmbracă-te în straie de mireasă. Pentru că ai iertat prea mult, azi ești al cerului aleasă. Moldova mea, Moldova mea aleasă, ești binecuvântată, al cerului mireasă. Eu am înțeles că și Alice mai nou s-a apucat de cântat. Da? Îți place și ție să cânti acasă, când nu te aude nimeni, sau pe scene mari? Pe scene mari. Ai avut și un concert extraordinar. Tatea a promis că se face mixajul și va vedea toată lumea în martie ceea ce s-a produs la spectacolul vostru de... Deci am avut un spectacol la Palatul Național. Concertul avea genericul Din suflet. Am cântat Din suflet. Alisa a cântat piesa Doamnei Nadejda Cepraga, Moldova mea. Dumă-dumă, țărișoara doinilor. Am cântat cu orchestră mare. Cu orchestră. Viu la microfon? Da. Da. Și cum a fost? A bătut lumea din palme? Ți-a plăcut? Toți. S-a bătut din palme. S-a făcut un rând mai scurt, vreo 20 minute. Așteptam ca lumea să-i dea flori Alisei. Wow, păi da, fetele alea din orchestră acum au concurență? Au concurență. Dar vrei să ne cânti și nu așa puțin fără melodie, a capela, cum zic profesioniștii? Care, aseara? 1, 2, 3, dumă-dumă în țara doinilor. Hai mai tare. Dumă-dumă în țara florilor. Dumă-dumă, zice inima, dumă-dumă în Moldova mea. Dumă-dumă, țara doinilor. Dar vrei să batem în palme? Acum e o concurență frumoasă între voi două. Faceți un duet atunci. Trebuie să faceți o piesă împreună. Ne-am mâncare. Eu aș vrea să mă întorc un pic la povestea voastră de iubire. Da. Ce v-a unit? Unde v-ați întâlnit? Eu înțeleg că a fost scris pe o hârtie să fie o fată de la Nistru, dar de la hârtia aia și briza Nistrului... La un eveniment, ne-am întâlnit. Măsuța unde stătea... Unde eram eu? Doamna, domnișoara, da, adică asta a fost în 2016.
Și era drept lângă noi, unde noi cântam cu orchestra. Și deci eu tot seara a stat în spatele meu. Da, eu mă uit, opa! Ceva... Era singurică. Și eu nu înțelegeam, e căsătorită sau nu e căsătorită. Și am invitat-o la dans. Am invitat-o la dans, am cântat Sărut femeie mână, focul din vatră atunci. Și m-am străduit toată energia mea să o transmit ei așa, să o umplu de energie pozitivă, să-i rămână în gând. Aha, da. Ai cerut și numărul de telefon la final? Ei, cum, am invitat-o, noi aveam concert la Palatul Național cu orchestra Tarmes. Și era cam peste vreo câteva săptămâni concertul și am imânat invitație, da, la concert. Deci am înțeles, tu te duceai pe la evenimente cu invitații, poate să cădi vreo nevastă. Eu le avem, vezi că vrei nu vrei, le ai înainte de concert. Da, multe, da. Deci când am văzut-o pe dânsa cu ochii albaștri, cu tot așa cum eu ne-am închipuit și când am auzit că ea încă și doctor și... Tot că de pe da, medic, tot așa e cum când e de pe malul Nistrului, zic asta e. El a cerut număr de telefon, dar eu nu l-am dat. Și normal, femeie e serioasă. Da. Da. Dar în schimb l-am cerut eu pe lui și am spus că eu am să te sun. Dar iarăși nu l-am sunat. Ai fost la concert. Da, la concert am fost, dar noi nu ne-am sunat. Unica ce a apărut un video cu Valentin de la un eveniment, sau de după concert, un video și doar am scris un comentariu. Bravo, super concert. Și așa te-au găsit. Eu am găsit-o. Da. Da. Și iată așa. Voi veniți ambii din... câte o relație. Cu siguranță, în cazul ăsta, te gândești să nu dau greș sau dacă ea este cea care îmi trebuie sau el este cel care îmi trebuie. A fost ușor sau greu la început? Păi da, ușor, cred că la nimeni nu este de la început, dar în cazul nostru, și noi n-am stat pe gânduri să ne gândim cum o să fie, cum o să meargă, să merite sau nu. A fost timp de câteva 2-3 săptămâni. Deci foarte repede, foarte repede, da. Da, foarte repede. Dar cum ai înțeles că e omul tău? Cum ai înțeles că este omul cu care vrei să trăiești? Valentin nu este un om simplu, nici la caracter, nici la felul de a fi. În primul rând, e un om cu un background mare în spate, cu o carieră, îl cunoaște o țară întreagă, avea și o fiică, o poveste de iubire care s-a vehiculat foarte mult. Deci tu intrai într-o relație în care trebuia să fii foarte puternică și conștientă de lucrul ăsta. Că toată lumea o să-ți numere coastele, știi? Da. Dar mie mi-este, și mi-a fost și mi-este ușor. Deci mie cu el mi-este foarte ușor. Mai ales că noi avem o relație, deci la noi tot este bazat, să spun așa, pe încredere. Deci noi discutăm, nu sunt certuri, chiar dacă nici sunt careva certuri. Supărări, poate câteodată, la noi toți discutăm. Deci noi nu mergem mai departe cu supărările noi poate să fie pur și simplu de moment, dacă de ceva, da. Și când vezi că taci, dar ce taci? Pe tot ce taci? Deci am rezolvat și am mers mai departe. Asta e cea mai mare ceartă ce poate fi la noi, să tăcem. Nu, noi nu tăcem, noi nu tulburăm apele. Da, noi le lăsăm așa să liniștească, ca să poți fi, nu numai să vorbești, dar să fii și auzit. Asta probabil că e cheia. Deci nu e așa mai... Cum ai ajuns să fii managerul? Da, pot să zic managerul da. Tarmes? Lui Valentin îi place mai mult să-mi spună director. Director. Dar doamna director. Mine... PR manager. Da. PR manager, da. Cum ți-ai sumat rolul ăsta? Era un colectiv deja așa format cumva. Știți cum? La noi ea este... Noi avem Tarmis orchestra și mai avem și Simrad. Uh-huh. Și la fiecare orchestră avem câte un manager care se ocupă de orchestră. Da, da, da. Dar ea este... E deasupra lor. Da, deasupra lor. Și încă și de Valentin Ozun. Adică are trei... funcții. Trei... Telefoane ai acasă, că atunci când am vorbit cu... Multe. Multe și așa. Ăsta e lui Valentin de România, ăsta e lui Valentin de acolo, ăsta e Tarmisul, ăsta e al meu, ăsta e lui Valentin personal. Valentin când vine de la evenimente, evident că nu totdeauna poate să răspundă pe moment. Și automat răspundeam eu. Ce știam, ce nu știam. Și cumva singur mi-am preluat funcția, dacă pot să spun așa. Deci... am început să întreb Valentin, dar uite așa cum e, în cazul ăsta cum e, ce ofertă facem? Câte un pic, cumva singurică m-am încadrat.
Apropo de Tarmis și de Simrat, eu am zis de acolo de pe scenă că tu ai făcut un drum tare larg pe care mergi împreună cu multă lume și trebuie să fii foarte puternic ca să poți duce toată această lume în spatele tău. Pentru că de obicei lumea lucrează cu niște trafuri mai micuțe, 3, 4, 5, 6 maxim. E tare greu să târâi carul. Ori tu ești la jug și la propriu. Eu când mă gândesc că persoanele care au companii mari, corporații, îmi dau seama că la mine încă e foarte micuț. Și atunci când sacul e fără fund, sare în vedere, ai de unde scoate câte o piesă nouă de fiecare dată și să o dai la lume, nu-ți faci grijă. Adică este un izvor din care vine informația și e foarte plăcut să o împarți cu colegii de breaslă și lor le-e interesant ce o să mai facem ceva nou. Și pe baza asta se formează o relație frumoasă în care noi creăm melodii, creăm produs frumos pentru ascultătorii noștri. Nu poți să negi faptul că noi ești un lider bun pe care îl urmează alții. Că trebuie să fii credibil ca să te urmeze băieții. Corect. Păi și ei au cap pe umeri și văd ce se întâmplă, văd la evenimente ce se întâmplă, văd cum lumea ne... Mă, e poveste evenimentele la care sunt. Ne primește pe noi. Da. Și asta e, cred că, îi face ca să ne înțină. Ei, dar noi deja avem 15-16 ani, din 2007. De mult. De mult, dar treptat a mers momentul ăsta de a crește număr. Crește la firida mea, ți și-a pleacă frunzele lișor. Tu lungă-mi pare calea până la bruta mea, hai mi se pare că am să mor de dor. Lungă-mi pare calea până la bruta mea, mi se pare că am să mor de dor. Azi-mi dacă ai vizualizat ceea ce o să trăiești peste ani. Dacă tot vorbim de hârtiuții de alea care scriem, de gândurile care se materializează. Când erai adolescent, te-ai văzut în fruntea unei corporații, vorba ta? Când eram adolescent, cred că nu m-am văzut așa. Momentul ăsta a venit mai încoace, cred că la vârsta de 27 de ani, când... Păi destul de târziu pentru da, când am, când am început să mă... informația care o citeam să fie mai interesant, așa să zicem, care, cum am zis, scris pe foaie ce vrei tu, să-mi programez tot. Când am început să programez, atunci și să fac ordine în tot, a început să meargă mai bine. Valentin, dar știi care e paradoxul? Tu nu ai studii muzicale. De alea serioase, știi, cum zice lumea. Ei, dar studiile muzicale... Colegiul, conservatorul... În ce constă? Constă în faptul ca să cunoști teoria muzicii. Da, să-ți dau încredere de asta, știi, când bați la ușa unor muzicieni și inviți cu tine în orchestră. Eu mă orientez. Când sunt muzicieni, noi conlucrăm cu Dorel Burlacu, care îl cunoaște o lume întreagă, și el când scrie notele, eu mă uit, aha... Și le dau la băieți notele, eu mă orientez. Nu știi notele, e clar că nu... Mă orientez, dacă vrei, nu vrei, înveți în breaslă când ești cu atâția muzicieni. Le înveți, dar am făcut un pic de muzică, am mers chiar și la conservator un an, am făcut pregătitor la canto academic, am primit note bune, dar n-am avut timp atunci să învăț. Și acum sunt în anul 3. Acum sunt în anul 3 la fără frecvență, la deci Academie de Arte. O... Da. Bucat de hârtie de aia de care te bate toată lumea la cap, o să ai. La culturologie, da, sunt eu în domeniul culturii. Bun, hai să te întreb altfel. În familia ta au fost alte tradiții, din câte am înțeles. Tatăl tău este director la Dendrarium. Da, da, da.
E și pădurar de meserie și el cumva, tu cum ai ajuns să faci? Agronomie. Agronomie. Da, dar uite așa a nimerit el să lucreze la grădina dendrologică încă din 94-95, cam așa. A devenit el acolo director. Și a făcut un loc din Chișinău ăsta destul de frumos, da, adică la... E gospodar. Da, gospodar. Da, și el se gândea că eu am să preiau profesia lui. Eu l-am ascultat, am mers, am învățat, dar el când a văzut cum s-a primit totul cu muzica, m-a zis, bravo, e foarte bine, nu-i numai decât să vii la dendrare să lucrezi. Lucrează în ceea ce îți place ție și ne susține, de fiecare dată se bucură de tot ce facem noi frumos. Apropo de părinții tăi, că dacă ajungem la confortul casei, am înțeles că aveți o fereastră prin care fetele merg la bunici. Și da? Acest moment la fel a fost un gând care eu am vrut să fie ca din copilăria mea. Și tu în copilărie aveai la... La bunei de acolo, de la Ismail, aveam o... Noi copiii care eram acolo, aveam o ferestruică și mergeam la bunei. Amelia, Alice, cum e asta? Cum e fereastra, adică, la bunica? Cum e? Cum sunt casele astea construite? Că au o fereastră pe care încapi și tu acolo? Ea e undeva etașa. E o ușiță fermecată. Da. Etașa acolo. Încăpiem. Și valintă bunicii, stați mult pe capul lor? La fereastră permanentă e deschisă. Ei circulă încolo, încolo. Acum le vine mai comod. A, deci sunt două case care sunt cumva conectate între ele. Da. La bunei e mai mic, la noi e mai mare. Și la cine mâncați de obicei? La mama sau la bunici? Cum e cu gospodăritul? Noi... Cine are mai mult timp pentru voi? Nu? Adică implicați bunicii în creșterea copiilor? Da, ei sunt permanent cu noi. Noi avem chiar seara, avem și bona noastră, care este, tot așa zicem, membru familiei. Da, a venit cu voi. Este și cu noi acolo, dar are grijă de Valiucu acum. Bunei aproape peste o seară, peste două seri sunt la noi, seara noi ne strângem, bem câte un ceai, mai povestim una alta. Și asta cred că este cea mai mare bucurie, faptul că generația părinților, noi și copiii suntem împreună. Toți împreună. Mai rar care pot să-și permit așa plăcere, dar la noi, pentru noi care este o plăcere. Nadișa, la fel, îi place foarte mult momentul ăsta, că bunei sunt lângă noi. Au acceptat ușor socrii? Cred că da. Te-au testat cumva? Valentin? Te-au pus să faci mâncare? Nu, n-am. Eu le-am spus că când o veți vedea pe Nadișa, veți înțelege că asta e pentru mine, soție, femeia mea. Nu m-au pus, dar eu des gătesc, deci la noi nu este că obligatoriu eu să gătesc sau altcineva. Cine primul gătește, acela pe cel invită, nu spiței. Dar practic în toată seara, bine, acum fiind prins în activitate, deci în lucru, da, noi mai puțin cu Valentin suntem acasă, sunt copiii Bona și bunei. Dar în perioada când suntem un pic mai liberi, aș spune că mai când toată seara, dacă nu luăm cina, un ceai, la sigur că îl bem împreună. Deci cu bunei și copiii. Și copii. Da, și ei s-au obișnuit deja cu bunei. Deci, noi dacă mergem... Dacă nu se mai închide fereastra? Da. Mai ales dacă plecăm undeva la odihnă, peste a doua zi. Da, cam a doua zi de dimineața le se trezește, gata, e vrea la bunica. Deci ea, bunelul și bunica la ea... Asta e prima care începe să le ducă dorul. Eu zic să mai facem o pauză muzicală. Facem, cu mare drag. Să meargă să cânte? Da. E o piesă mai nouă în repertoriul tău. Da, acum toate sunt noi. Ale tale pe tale este... Nu e în special pentru Nadiușa, e gândit așa pentru o... Pentru toți îndrăgostiți. Pentru toți îndrăgostiți, așa, din un bărbat, cum ar fi îndrăgostit foarte mult într-o... domnișoară, doamnă, și prin niște cuvinte deosebite, Bogdan Dascăl, apropo, este autorul textului și eu am făcut Bogdan muzica. Poate fi și romantic în textele sale. Da, eu am rămas uimit de așa text.
veți asculta acum și... Te rog să mergi pe scenă, da, să ascultăm această melodie, mai ales că e început de primăvară și dragostea plutește în aer. Atale petale, iau și lacrimile mele, iar irica în deșertul așteptării tale. Tu și iarna în sandale zburai pe aripile unei veri cu stele. Eu și gândurile mele ne ascundeam în ale sorții sale, că tu și școlile serale nu adormeați decât cu aburi de cafele. Atale, atale, petale, atale, petale, agale, îmi spală și-mi vie sufletul meu din al tău, un izvor cu apă moartă, cu apă vie. Cuibăream tiptil sub creasta genei tale. Tu și zorii macarale ați ridicat în grabă soarele pe schele. Eu și scopurile mele zideam iar turle la sfinte catedrale, că tu și visurile tale v-ați potolit în inima-n sub piele. Atale, atale, petale, atale, petale, îmi vie sufletul meu din al tău, un izvor cu apă moartă, cu apă vie. Atale, atale, petale, atale, petale, agale, îmi spală și-mi vie sufletul meu din al tău, un izvor cu apă moartă, cu apă vie. Atale, petale, agale, îmi spală și-mi vie sufletul meu din al tău, un izvor cu apă moartă, cu apă vie. Atale, atale, petale, atale, petale, agale, îmi spală și-mi vie sufletul meu din al tău, un izvor cu apă moartă, cu apă vie. Cuvintele astea sunt o mare filozofie. Vouă, da, fetelor, vă place melodia asta? Da. E cam greu să reții cuvintele, nu? Trebuie să le înțelegi sensul. Da. Înțeleg. Da. Înțelegi, da? Bravo. Ea cunoaște piesa. Iubirea asta e o întreagă filozofie, vrei, nu vrei. Dar știți despre ce aș vrea să mai vorbim? Despre sângele care scurge prin vene. De acolo vine muzica balcanică. Știu că ești un mare împătimit de istorie. Așa, așa. Știu că îți place tare mult să vorbești despre toate hoardele barbare care au trecut peste bucata asta de pământ și care încet, încet ți-au încărcat venele cu energia lor. Știi că asta la toți e așa, toți care noi trăim chiar pe acest pământ. Și fiecare din noi are rădăcinile de unde, de unde se trage, prin genetica care le-o dă părinții, bunei, străbunei, străstrăbunei și așa mai departe. Și m-am informat și eu personal de mine, din partea tatălui și a mamei. Și a mamei. Da, de unde vine dragostea asta față de acest gen de muzică. Chiar numai de muzica balcanică, dar în general, că eu eram prin clasa a 5-a, 6-a, deja ascultam Berry Sisters. Astea sunt două surori care erau din America, cântau muzică yiddish. Ciribim, ciribom, ciribim, bom, 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 și Hava Nagila și așa mai departe. Deci muzică evrească. Ca să aflu peste un timp că pe cineva din neam am avut și evrei. Deci cum pui de ștănuț? Străbunei din altă parte. Și din partea lui taică-miu avem și bulgari și greci. De sincer, întotdeauna credeam că tu ești de la sud. Păi de la sud? Și ziceam ceva legat de găgăuzi, de bulgari, ca și nume de familie. Bulgari, români.
Să din partea tatei. Da, da, da. Da, mama e orășancă din Chișinău. Mama e din Chișinău, de aici, da, da, da. Și chiar mă așez la tobi, de exemplu, și bat ritmurile astea bulgărești de 7-8 timp. Ies bunice din tine. Deci da, 1 2 3, 1 2 1 tacă 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 tacă. Și băieții cam din orchestră nu prea le simțeau ca peste un timp să intre și ei în ritmica asta. Sau nou optim este 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 tacă 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 tacă. Este iarăși ritm bulgăresc sau găgăuș, el mai cântă ca dângea, se numește. Tu ca temperament mai mult cu cine te asocia? Om a pământului, așa spun, de fiecare dată. Deci nu este așa ceva că uite, îmi place tot de la sud, îmi place și din nord. Mie îmi plac piesele astea largi, care sună așa... Da, da. Și mai vreau să vorbim despre ceva, dar dacă am să te rog să scoți un pic ochelarii... Da, n-ai un pic... Să zis tu și acasă, mănânci cu ochelari. Da, eu am o problemă cu... Cu lumina. Cu lumina, da, și... Mi-e greu să stau fără ochelari. Fetele au confirmat, au zis tata și acasă. Da, tata și la masă uneori. Tata se trezește tocmai pe la vreo ora 8-9 seara, când deja poate cu ochii să stăi mai... Și Alisa ascunde ochelarii atunci. Da? Se întâmplă. Vezi că am ghicit. Știi ce vreau să te întreb dacă am să scoți ochelarii? Am înțeles că ești un om destul de credincios. Nu vorbim de fanatism și de bătutul metaniilor la rând. Dar nu în zadar se spune că omul trece cu o greutate în viața lui, se schimbă ceva. Sau poate că fiecare lucru care ne se dă, ne se dă cu un scop, cu o încercare care să ne schimbe. Îți plac pildele lui Solomon? Da, da. Dacă deschidem subiectul, cred că avem mult de discutat. Biblia, da, când ai simțit mâna lui Dumnezeu peste tine? Sau când ți-a dat Dumnezeu un șut și a zis... trezește-te că ai multe de făcut pe pământul ăsta și nu ești dat doar ca să mănânci și să respiri. Știi, noi trăim într-o nebunie toți pe pământul ăsta. Într-o goană, într-o lipsă totală de timp. Într-o goană foarte mare, într-o nebunie psihologică care puțin încerc pot să se trezească și să devină conștienți că, uite, asta e. Acest lucru, ăsta e, să facă delimitările și să înțeleagă că, uite, cum e, să se trezească. Noi, majoritatea, dormim, suntem în somn. Cum la români spune, trezește-te din somnul cel de moarte. La care, da. Și probabil cineva se mai trezește și încearcă să-și schimbă... Orientierul. Da, oamenii nu prea... E cuvântul ăsta la Einstein, cum spunea el, relativ, da? Binele pentru dânsi e relativ, pentru noi toți. La cineva binele într-un fel, la altul e altfel binele. Și fericirea. Noi oamenii nu suntem obișnuiți să fim fericiți pe cont propriu. Fericirea noastră depinde să fiu fericit ca și vecinul, ca și cumetrul, ca și cineva de rudele mele, să fiu fericit ca și el. Foarte rar dintre noi înțelegem că trebuie să fim fericiți ca noi, nu ca ceilalți. Deci, ce este, spuneai tu, de credință, da? Credința se bazează pe o înțelepciune. Oricare credință, fie ea creștină noastră, fie ea islamică, fie budistă și așa mai departe, iudaistă. Și acolo este Dumnezeu care ne învață pe toți de bine. Eu cred că el e unul singur. Păi eu zic, este Dumnezeu unul care ne învață pe toți de bine. Când ai citit Coranul la musulmani, vezi că acolo este și Vechiul Testament și Noul Testament scris în stihuri. Citești la noi Biblia, tu ai Vechiul Testament care este Tora la iudei și Noul Testament deja Iisus cine a învățat. Este la toți gânduri filosofice care ne deschid și ne ușurează viața să o trăim mai frumos, mai corect,
mai cu bine. Sunteți niște mărțișori tare frumoși care aduceți primăvara și eu vreau să vă mulțumesc că v-ați adunat astăzi ca să fiți alături de noi. Sunteți o familie, exemplu, știți de ce? Pentru că știți să vă construiți unii pe ceilalți, știți să vă modelați, să vă dați unii după alții și să vă creșteți frumos unii pe ceilalți. Și mi-aș dori ca toți oamenii să fie atât de maturi emoțional în țara asta, încât să reușească să treacă peste anumite frustrări, să meargă înainte, să creeze familii frumoase și să-și iubească copiii așa cum îi iubiți voi. Mulțumim frumos! Melodia de final e tot pentru toate cele frumoase. E puișor! Da. E o piesă din folclor, dar noi am schimbat-o, am făcut-o, am adaptat-o pentru orchestra Tarmes, de asemenea și cuvintele și uite, s-a primit așa o piesă mai... Da. Cea mea te așteaptă! Da. Iar celor de acasă, simplu, ca de fiecare dată, iubiți ceea ce aveți în preajmă pentru ca să puteți fi cu adevărat fericiți. O seară bună tuturor! Și acum lăsăm pe Valentin Ozun să ne cânte din Frumoasă iubita mea, ia mai zi, mai zi, mai zi, mult o mai iubesc pe ea, zic și eu, zice și ea. Frumoasă iubita mea, ia mai zi, mai zi, mai zi, mult o mai iubesc pe ea, zic și eu, zice și ea. Hai da puiu, puișor, loricico din predăvor, vin la mine, îmi e dor. Hai da puiu, puișor, loricico din predăvor, vin la mine, că-mi e dor. Hai, hai da, hop, hop, hăs! Că-mi place părul tău, crezi, părul crezi, făcut inele, pe placul inimii mele. Uite așa și iar așa, și-amândoi ne-am gâdi-gâdi la. Uite așa și iar așa, și-amândoi ne-am sărutat. Mândra mea este frumoasă, ia mai zi, mai zi, mai zi, are ochi de floare aleasă, zic și eu, zice și ea. Mândra mea este frumoasă, ia mai zi, mai zi, mai zi, are ochi de floare aleasă, zic și eu, zice și ea. Hai da puiu, puișor, loricico din predvor, vin la mine, că-mi e dor. Hai, hai da puiu, puișor, loricico din predvor, vin la mine, că-mi e dor. Hai, hai da hop, hop, hă! Că-mi place părul tău, crezi, părul crezi, făcut inele, pe placul inimii mele. Uite așa și iar așa, și-amândoi ne-am gâdi-gâdi la. Uite așa și iar așa, și-amândoi ne-am sărutat. Uite așa și iar așa, și-amândoi ne-am gâdi-gâdi la. Uite așa și iar așa, și-amândoi ne-am sărutat. Și amândoi ne-am gâdi-gâdi la. Uite așa și iar așa, și amândoi ne-am sărutat.